Am văzut cu toții cât de puternic este un incendiu al unei mașini electrice și poate să dureze chiar 24 de ore. Cu atât mai mult, riscul este major atunci când mașina e parcată în subteran, eventual alături de alte autovehicule. Ei bine, un grup de antreprenori români au găsit o soluție pentru a evita pagubele uriașe pe care le produce o astfel de situație. Au adus în țară un dispozitiv special care izolează focul și îl stinge instantaneu. E vorba de o pătură. O pătură pe care au produs-o specialiștii de la NASA și al cărei material permite stingerea incendiului într-o clipită. Pregătiți? Înaintați! Cu pompierii sunt nevoiți să meargă în jurul păturii să se asigure că nu intră oxigen de desubtul mașinii și că este cât mai bine sigilată, ca să spunem așa. Potrivit specialiștilor, un autoturism electric în flăcări este mult mai greu de stins decât unul clasic, mai ales dacă este în subteran. Este o pătură care este făcută din pirexol și este produsă în Norvegia, este 100% certificată în Europa și poate să stingă focul la mașinile cu combustie internă 100% și pe cele cu baterii le poate limita și le poate stinge după o perioadă complet, în așa fel încât focul să nu se extindă. Pătura a fost concepută împreună cu cei de la NASA și au reușit să ajungă, să ducă pătura să reziste până la 2500 de grade. What we do, we instead of saying that we put out the fire, we isolate the fire, making sure that the fire won't spread, and we also isolate the toxic gases. That will make also so having the fire department having complete control immediately of the environment, visibility. Cu o suprafață de 48 de metri pătrați, pătura antifoc permite acoperirea majorității mașinilor în caz de incendiu, chiar și a autoturismelor mari. Am dorit ca parcările subterane, cei care au parcări subterane și nu chiar, și supraterane, să fie dotați cu astfel de pături și instituțiile ISU care intervin, pompierii care intervin la astfel de intervenții, să fie dotați cu aceste pături care se pot folosi de până la 30 de ori. Pentru amplasarea corectă a acesteia și din cauza măsurilor de siguranță, în caz de incendiu se recomandă intervenția a minimum 2 persoane. Mi se pare pentru preț foarte mic pentru ceea ce poate să-mi ofere o liniște, mai ales soției, în caz că se întâmplă așa ceva, suntem amândoi în liniște că putem să folosim, o utilizăm rapid și stingem incendiul. O pătură ce poate stinge un singur incendiu costă aproape 7000 de lei, în timp ce una destinată profesioniștilor, ce poate fi folosită chiar și la 30 de intervenții, ajunge să coste 18.000 de lei.